diferența între iubire și iubire. Iubire este atunci când este pentru ceva în afara ta. Iubirea față de bărbatul sau femeia ta, iubirea față de casa ta, iubirea față de telefonul tău, iubirea față de natură, iubirea față de soare. Deci, iubirea este asociată cu ceva din exteriorul tău. Este greșit. Este condiționat. Este ceva din afara ta, sau mai bine zis, iubirea este pentru ceva exterior ție și este condiționat. O să te saturi și o să vrei altceva. Eu vorbesc despre iubire, nu iubirea. Această iubire se poate găsi doar înăuntru tău. Iar atunci când o descoperi, găsești această fântână de iubire întru tine, pentru tine. Iar din prea plinul tău, tu poți să revești către celălalt. Că este către cățelul tău, că este către mama ta, că este către iubitul sau iubita ta, către amantul sau amanta ta. Către casa ta, către soare, către ce vrei tu, atunci poți să spui că este iubire. Numele meu este Laurentiu Marga și sunt aici să-ți descoperi propria-ți iubire.